Cu capul plecat, ne-am zis rugăciunea și am lăcrimat. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, ne-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Te rugăm așa, dă-ne a ta răbdare, crucea este grea. Cei cu suferință, te rugăm așa, dă-ne a ta răbdare, crucea este grea. Să nu ne îndoim când viața noastră este amar și chin. Dă-ne-a ta credință, să nu ne îndoim când viața noastră este amar și chin. Suferință nu putem răbda, vino tu, măicuță, cu puterea ta. Când în suferință nu putem răbda, vino tu, măicuță, cu puterea ta. Să ne mai vedem!
inimile noastre care gur și roi, șterge-le, Măicuță, ai milă de noi. Lacrimile noastre care strigă într-una după ajutor. Roagă-te, Măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. A venit, Măicuță, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta-i prea curat trupul tău și acesta-i însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine,
spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare voi dacă ai Iuda, ci ca tâlharul, mărturisind-mă, stricție, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Cei ce s-au spovedit să poftească prin partea aceasta și ies pe dincolo. Țară iarăși l-ai chemat,
tine te laudăm. Iar în Betania alergând, te-ai scos pe Lazar din mormânt, pe tine te laudăm. La ucenici în foișor, ce hrană sfântă le-ai dat lor, pe tine te laudăm. Și din mormânt te-ai ridicat, izbăvind neamul din păcat, noi pe tine te laudăm. Iar Duhul tău ceresc având, ne da nădejde, dar și când noi pe tine te laudăm. Pe tine, Doamne, te chemăm, când ne rugăm și ne închinăm, pe tine te laudăm. Când sufletul ne-e încărcat și de dureri și de păcat, pe tine te laudăm. Ajută-ne! Crește-ne cu marul tău, să nu te biruie cel rău, noi pe tine te lăudăm, noi pe tine te
cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre iertarea păcatelor și scump sângele Tău spre viața de veci. Fie mie cu minecătura aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa să stau de dreapta măririi Tale pentru rugăciune preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedescărțit de Sfintei Trăinii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se umple curile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, când ai vrednicit pe noi a ne părtăși cu Sfintele preacuratele, cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drept slimin Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereșești de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, cel ce binecuvintezi pe cel ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților Tăi și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Înaltea Sfințite Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfinților Martiri, Brâncoveni, ocrotitorii Sfintei Bisericii acesteia, ale Sfintelor Mucenice Haritina și Memelta, a căror pomenire o face, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.